După ce a petrecut noaptea în arestul IPJ Mehedinți, primarul comunei Bâcleș a fost adus în fața procurorilor pentru noi audieri. Împreună cu alte două persoane, primarul este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 3,5 milioane de euro. Cum ați comis infracțiunile? Bă, vorbește frumos. Primarul comunei mehedințene Bâcleș, Lucian Coandă, împreună cu alți doi bărbați, a fost reținut aseară de polițiști pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, infracțiunile au fost comise în perioada 2007-2010, când primarul era asociat și administratorul unei firme de construcții din Drobeta, Turnu Severin, prin metoda deja clasică de emitere de facturi fictive pentru diverse. Firma controlată de Lucian Coandă ar fi dedus ilegal TVA și s-a sustras de la plata impozitului pe profit. Din cercetare a rezultat faptul că în perioada 2007-2010, în calitate de reprezentanți legali acestei societăți comerciale, s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru firmele pe care le controlau în mod direct, au înregistrat în contabilitatea acestora facturi fiscale ce reprezentau achiziții fictive de mărfuri și servicii, prin care au dedus taxa pe valoare adăugată și au diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 3,5 milioane de euro. Politiștii mai spun că după comiterea faptelor, suspecții au cesionat acțiunile către cetățeni străini în scopul sustragerii de la verificările fiscale și urmărirea penală.